Salut prieteni! Fiecare dintre voi a văzut în copilărie desene animate în care sunt arătate prieteniile dintre diferite specii de animale. Arată asta foarte distractiv, deși în viața reală este aproape imposibil să dai de așa ceva. Putem să nu mergem prea departe și să ne amintim de Shrek, în care măgarul și balaurul aveau pui comuni. Totul e inventat pentru a distra copiii și pentru a le dezvolta imaginația. Dar ce dacă istoria romantică a măgarului s-a repetat la o fermă din Kenya? Haideți să vedem despre ce este vorba puneți un like și să începem! Odată, în primăvara anului 2019, într-un parc național din Kenya, una din zebre s-a despărțit de turmă și s-a pierdut. Cu părere de rău când acest lucru se întâmplă cu animalele, doar unele reușesc să supraviețuiască, căci în sălbăticie pericolele te așteaptă după fiecare colț. Deși această zebră a fost norocoasă și pentru câteva zile s-a alăturat unei turme de vaci care îi aparținea unei femei, fermierii au fost foarte surprinși de oaspetele neașteptat, deși animalele sălbatice nu erau pentru ei ceva uimitor. De obicei străinii preferă să se țină departe de așezările umane. Zebra pierdută n-a avut probleme cu asta, ea a stat două săptămâni în acea turmă. Mai târziu, după apelurile localnicilor, la fermă au venit angajații Fondului de Protecție a Naturii Sălbatice, David Sheldrake. Ei au luat decizia să mute animalul într-un loc mai potrivit. Zebra s-a obișnuit rapid cu noua ei casă. Dar peste câteva zile localnicii au început din nou să o observe pe călătoare pe pământurile lor, care a fost mirarea lor să vadă un puș lângă ea. El nu semăna deloc cu rudele lui. Echipa Parcului Național urmărea dezvoltarea micuțului și pe măsură ce creștea, din ce în ce mai mult, atenția era trasă asupra culorii lui. Avea dungi puține, nu ca o zebră obișnuită. Corpul avea o culoare maro gălbuie. De obicei, puiul de zebră arata așa. E totul prin de dungi maro-albe, care cu timpul se transformă în desenul alb-negru cu care ne-am obișnuit. Angajații credeau că puiul pur și simplu era plin de noroi, apoi au înțeles totul. Structura corpului se semăna cu cea a unui măgar. Dungiile de la mama erau prezente doar pe picioare. Micuțul se pare că a devenit consecința întâlnirii măgarului și a zebrei, încă înainte de a se muta în parc. Iată de ce zebra se întoarce constant în sat. Așa, hebrii se consideră o raritate și aproape că nu se întâlnește în natură, căci de obicei zebrele și măgarii nu prezintă interes unul față de celălalt. După examinare, zebroidul s-a dovedit a fi complet sănătos, capabil de existență obișnuită. Excepția poate fi doar capacitatea de a se reproduce în viitor. Rămâne impresionant cum zebra rebelă s-a decis la așa călătorie curajoasă și a reușit nu doar să părăsească turma pentru iubitul ei, ci să-l aducă pe micuț la tatăl. Cu părere de rău, după cuvintele specialiștilor care lucrează în rezervație, comunitatea zebrelor poate să nu o primească pe rățușca urâtă. Ca să nu se pare zebra de puiul său, au trebuit să îi lase la fermă. Animalele nu sunt ținute acolo forțat. Le este foarte confortabil să trăiască sub supravegherea și grija oamenilor. Postarea despre acest micuț a devenit virală destul de rapid. A adunat multe like-uri și comentarii. Toți au spus că este foarte drăguț. Puiul a devenit o atracție locală. Locuitorii din satele de alături vizitează animalul. Toți vor să facă poze cu acest miracol adevărat. Zebra nu a încercat să se întoarcă din nou în sălbăticie, ce va o ține acolo, poate e dragostea maternă. Cum vă pare vouă această poveste modernă a rățuștii urâte? Care credeți că e soarta acestui pui a măgarului și a zebrei? Scrieți-ne în comentarii! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre încrucișarea zebrei și măgarului. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!